se face. Deci tai cheltuielile inutile și reforma în administrație înseamnă desființarea consiliilor județene. Și asta se va întâmpla. Dacă eu voi ajunge președinte, asta se va întâmpla. Oamenii care lucrează în consiliile județene nu vor rămâne pe drumuri. Pentru că este mare nevoie de specialiști în foarte multe primării. Primările nu sunt supradimensionate. Sunt supradimensionate cele de la centru. Toate instituțiile de la centru, nu primăriile. Și ar putea să dea o mână de ajutor. Și că e desfințat Consiliul Județene. Da, nu. Ele trebuie desfințate, Consiliile Județene, de asemenea. Comasate comunele care au sub 2000 de locuitori, gândiți-vă că 27-28% din localitățile, reprezintă 27-28% din România, astea. Nu o să le convină politicienilor, pentru că acolo au primari, de unde aduc voturi. Dar pentru salariile acelor oameni din primării, nu există bani, ei n-au bani din taxe și impozite. Trebuie să aștepte de la Consiliul Județean sau de la guvern. E foarte important să ai două tururi pentru primar. Aș face mandatul de primar de 5 ani, la fel ca cel de europarlamentar. Nu ai foarte multe lucruri, nu poți să demonstrezi în 4 ani, având în vedere birocrația din România, ce poți să faci pentru comunitate. De asta în străinătate există și mandate de 7 ani pentru primar. Și în educație aș desfința inspectoratele școlare care sunt pur politizate și care nu fac absolut nimic și aș concentra practic totul în școală, eventual la primărie și aș pune în centru educației copilul și profesorul, pentru profesorul nu mai avem